preamăriți și binecuvântați să fie Domnul. Vă mărturisesc, dragii mei, că sunt momente în care mi-aș dori să mă pot ruga așa cum se rugau din oară Iosua, dar timpul măcar un pic să se mai oprească, să putem cuprinde cât mai multe din jertfele cu care doriți să lăudați pe Domnul. Mă uitam în partea mea dreaptă dacă orchestra ar fi fost aici, încercam să le dau loc. Și știu că mai sunt printre dumneavoastră suflete care doresc să laude și s-au pregătit să laude pe Domnul. Probabil că la întâlnirea de mâine, dacă Domnul ne va ajuta, vom avea timp mult mai mult la îndemână și vom da loc dorințelor care în seara aceasta n-au putut fi cuprinse în părtășiri. Aș vrea să ne apropiem, pentru că timpul înaintează cu grăbire, de cuvântul pe care l-am citit și de lucrarea care stă în fața noastră. Și aș vrea să vă spun că în seara aceasta nu o să vorbesc foarte mult despre semnificația cinei, ci aș vrea să menționez câteva evenimente care au avut loc în ziua pe care noi o sărbătorim. Și vom continua și mâine, dacă Domnul ne va ajuta să vorbim despre evenimentele acestea. Pasajul pe care noi l-am citit începe cu precizarea ziua praznicului a zimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Pentru un cititor iudeu, cuvintele acestea erau suficiente să-l ajute să înțeleagă exact în ce zi și în ce condiții s-au petrecut lucrurile despre care citim în continuare. Dar pentru un cititor care trăiește la 21 de viacuri distanță de acest eveniment, pe câteodată este nevoie să le mai precizăm, să le așezăm în timp. Și am să vă reamintesc că sărbătoarea aceasta a Paștelor era în ziua 15-a a lunii Nisan, după numele evreiesc. Și sărbătoarea aceasta a continuat cu o săptămână întreagă, în care evreii nu aveau voie să găsească, să aibă în casele lor aluat. Era sărbătoarea sau săptămâna a zimii. Pentru noi lucrurile acestea parcă nu sună prea familiar și pentru unii chiar ar putea să pară irelevant. Dar încă din vechime Dumnezeu a vrut să așeze în mintea poporului său convingerea că aluatul, care simboliza păcatul, atunci când era vorba de o sărbătoare de felul acesta, trebuia îndepărtată cu grijă. Drept este că evreii au înțeles destul de bine conceptul acesta, pentru că, cel puțin din punct de vedere literal, cu două zile înainte de sărbătoarea Paștelui, prima zi din zilele sărbătorii azimilor, capul familiei, cu mare grijă, scolonea toată casa, în toate ascunzișurile ei, să vadă să nu fie cumva rămas pe undeva vreo bucățică mică de aluat care să facă sărbătoarea să nu fie ținută așa după cum cere Domnul. În perioada aceea, evreii aveau o grijă deosebită să sărbătorească cum se cuvine. Am citit undeva că în perioada de dinainte, cam cu o lună, două înainte, evreii reparau toate drumurile care duceau spre Ierusalim, dregeau podurile ca să nu fie riscuri pentru călători, văruiau cu var alb mormintele care se găseau pe de o parte sau de alta a drumului. Într-un cuvânt, pregăteau toată țara așa cum se pregătește în vremea noastră perioada aceea a alegerilor. Știți și dumneavoastră, vedeți lucrurile acestea când se petrec. Pe lângă lucrul acesta, cu o lună înainte de sărbătoarea propriu-zisă, în sinagogile din Țara Sfântă, se vorbea foarte des despre eliberarea poporului evreu din robia egipteană. Sărbătoarea aceasta amintea evreului că în trecut ei au fost robi într-o țară străină, că au fost oprimați greu, dar că Dumnezeu, la momentul hotărât de el, cu mână tare și braț întins, s-a judecat cu Faraon, cu țara Egiptului și pe ai lui, i-a scos și i-a eliberat și i-a dus apoi în țara făgăduinței. Evreul trebuia să-și aducă aminte în orice vreme lucrul acesta și poate că unul din detaliile care erau cele mai semnificative era faptul că în perioada aceea de 7 zile evreii mâncau azimi. Pentru că atunci când Dumnezeu i-a scos pe ei din Egipt, au fost nevoiți să iasă în mare gravă,
așa încât n-au mai avut timp să-și coacă pâinea după rânduiala vremii de atunci și în primele zile ale călătoriei lor i-au mâncat pâine nedospită. Într-o asemenea zi, Domnul Iisus se apropia de Ierusalim și doi din ucenicii Lui l-au întrebat: unde vrei să mergem să-ți pregătim Paștele, să mâncăm Paștele? Și Domnul i-a spus: mergeți în cetate și odată ce veți intra acolo, veți găsi un om care va purta un ulcior cu apă. Voi mergeți după omul acela și în casa unde va intra el, acolo să intrați și voi. Să vă adresați stăpânului casei, să-i spuneți că stăpânul vostru, că Domnul vostru vrea să mănânce Paștele cu ucenicii Lui în casa Lui. Și omul acela vă va primi. Asupra acestui detaliu am auzit cândva explicații care păreau destul de interesante. Cum că omul acela care a venit la fântână cu ulciorul după apă era un om care făcea mai mult decât era dator să facă. Și se spunea în predica respectivă, pe care o țin bine minte, că Domnul Iisus intră în casa și în familia în care fiecare din membrii familiei ar fi dispus să facă mai mult decât este dator să facă. Ideea aceasta este frumoasă în sine și cred că este adevărată că Domnul Iisus se simte bine într-o asemenea casă, în care soțul este gata să facă mai mult decât îi se cere, în care soția este gata să facă mai mult decât îi se cere, în care copiii sunt dispuși să asculte, să facă chiar mai mult decât le pretind părinților. Într-o asemenea casă, atmosfera este deosebită și Domnul Iisus se bucură să intre într-o asemenea casă. Numai că aici argumentul acesta nu ține, pentru că, vedeți dumneavoastră, omul care ducea ulciorul cu apă nu era el însuși stăpânul casei. El era probabil un slujitor, un servitor. Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor Săi, celor doi pe care i-a trimis, veți vedea un om purtând un ulcior cu apă, nu le-a spus să intre în vorbă cu el, ci le-a spus: mergeți după omul acela, soțiți-l. Acolo, în casa în care el va intra, acolo să vă adresați stăpânului casei. Omul cu ulciorul și stăpânul casei nu erau una și aceeași persoană, erau persoane diferite. Însă, iată că omul acesta, proprietarul casei, și-a pus la îndemână casa și Domnul a putut să intre acolo cu ucenicii Săi, cu 12 ucenici, și să serveze Paștele după rânduiala Vechiului Testament. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că seara aceea a fost o seară deosebită pentru toți. Măcar că, după socoteala noastră, serbau pentru a treia sau a patra oară împreună Paștele de când Domnul și-a adunat ucenicii în jurul Său. Aș vrea să vă spun că seara aceea a fost o seară unică, o seară deosebită. Eu aș îndrăzni să o numesc într-un anume fel, seara dezvăluirii. Pentru că a fost o seară în care multe lucruri au fost date pe față. Fiecare zi petrecută în prezența Domnului Iisus a fost într-un anume fel o minune, o descoperire. Pentru că Domnul Iisus Hristos a folosit fiecare moment pentru a le vorbi ucenicilor și ascultătorilor ocazional, dezvăluindu-le adevăruri adânci din Cuvântul lui Dumnezeu. Acele adevăruri erau acolo în Cuvântul lui Dumnezeu. Însă învățătorii omenești n-au fost în stare să le descopere, să le găsească, să le aducă și să le ofere poporului, dar Mântuitorul Iisus, care le știa bine, El întotdeauna a scos adevărul și a scos frumuseți nepieritoare, adevăruri adânci din Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare zi, fiecare împrejurare a fost, dacă vreți, o descoperire. Dar în seara aceea au fost mai multe descoperiri, poate ca niciodată înainte, și vreau să vă spun câteva dintre ele. Prima dintre ele a fost o descoperire care a fost șocantă, de-a dreptul dureroasă pentru ucenici, pentru că în timp ce servau Paștele, dacă luăm în considerare relatarea din Evanghelia după Matei, Mântuitorul Iisus le-a spus: adevărat, adevărat vă spun, că în seara aceasta sau în noaptea aceasta, unul dintre voi mă va vinde. Și prima descoperire despre care voi vorbi pe scurt, încerc să fiu scurt, era descoperirea vânzătorului și a lucrării lui. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, ni se spune că
Înainte cu 6 zile de sărbătoarea Paștelui, Domnul Iisus se afla cu cei într-o casă din Betania. Și în împrejurarea în care se găseau acolo, a venit o femeie care a avut un vas de alabastru cu mir de nard curat, cu mir mirositor, un mir scump, a spart vasul și cu mirul acela l-a uns pe Domnul Iisus. Și unul dintre ucenici, Ioan, ne spune că era Iuda Iscariotianul, a protestat vehement spunând că lucrul acesta este o risipă. Mirul acela putea să fie vândut cu banii aceia rezultați din vânderea lui, puteau fi ajutați foarte mulți oameni și Domnul Iisus îl corectează pe acest ucenic al său. Se întâmplă însă ceva. Ucenicul acesta, fiind mustrat de Domnul Iisus, el care a vrut să arate că știe mai bine ce trebuiau, cum trebuiau să fie folosiți banii, ucenicul acesta, dintr-o dată, este cuprins de un gând foarte, foarte murdar. Să-l vândă pe Domnul Iisus. În perioada aceea, preoții cei mai de seamă, cărturarii, fruntașii norodului, căutau să pună mâna pe Iisus să scape de el, dar nu știau cum, pentru că se temeau și de norod. Ei bine, prilejul a venit atunci când Iuda, simțindu-se mustrat, găsim scris într-o altă evanghelie că Satana a intrat în inima lui Iuda. Și din momentul acela în care el a fost mustrat de Domnul, dintr-o dată el a căutat o împrejurare, un moment potrivit ca să-l vândă pe Domnul Iisus preoților celor mai de seamă. În zilele acelea, Domnul Iisus a mers des la Ierusalim. A intrat în templu, a vorbit cu oamenii, a făcut lucrări deosebite. Dar aș vrea să remarcați un lucru deosebit. În fiecare zi din zilele acelea, Mântuitorul Iisus, seara, a ieșit din Ierusalim și a plecat către Betania, locul în care se simțea așa de bine. Casa în care fusese primit cu atâta dragoste. De ce? Pentru că trebuia să fie vândut într-un anume moment, iar dacă el ar fi rămas peste noapte în Ierusalim, se putea întâmpla ca Iuda să ia inițiativa mai repede, să-l vândă pe Domnul, să precipite lucrurile, dar lucrurile acestea trebuiau să se deruleze la vremea lor, după planul lui Dumnezeu. Așa s-au derulat întotdeauna și așa se vor derula până la capăt, după planul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Ei bine, după ce Iuda s-a înțeles cu preoții, după ce probabil a primit și banii, el căuta un prilej potrivit. Dar la suprafață, toate lucrurile păreau să fie liniștite. Iuda credea că este singurul care știe din grupul ucenicilor Domnului Iisus. Domnul știa însă despre el, știa toate lucrurile care se petreceau cu el. Și aici eu aș vrea să mai adaug un lucru. Vedeți dumneavoastră, dacă Dumnezeu caută oameni ca să folosească pentru lucrarea Lui, dacă Dumnezeu vrea să se folosească de mine, de tine, de unii dintre noi, de noi toți ar vrea să se folosească, aș vrea să vă spun, dragii mei, că și vrăjmașul caută prilejuri. Și să știți că, într-o bună măsură, depinde de noi în solda cui, sau, mai bine zis, în slujba cui ne punem. Atunci când facem un lucru rău, ne punem în slujba vrăjmașului. Dar atunci când suntem plini de râmă pentru bine și doritori să trăim o viață curată și frumoasă, să aducem prin viața noastră și prin activitatea noastră laudă lui Dumnezeu, noi ne punem în solda sau în slujba lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu plătește mult, mult mai bine, slăvit să fie Domnul. E bine, în seara aceea Domnul Iisus le spune ucenicilor, unul dintre voi mă va vinde. Și până la urmă îl și dă pe față pe acela care trebuia, care urma să-l vândă. Am mai spus-o și în alte împrejurări, ceea ce mă impresionează este felul în care Domnul Iisus s-a purtat chiar și cu omul acesta. El a știut de la început, de când Iuda s-a înțeles, când a căzut la înțelegere la preț cu preoții, Domnul Iisus a știut exact ce se întâmplă cu omul acesta. Dar în toate aceste zile, Domnul Iisus l-a tratat și pe Iuda cu aceeași dragoste, cu același respect, cu aceeași prețuire cu care i-a tratat și pe ceilalți. Nimeni n-a putut să vadă o deosebire între felul în care i-a tratat Domnul Iisus pe cei 11 și cum l-a tratat pe ăsta care era cel cu punga. De aceea, când Domnul Iisus le-a spus că unul dintre ei îl va vinde,
Ei nu știau despre cine este vorba. I-au început să întrebe, Doamne, nu cumva sunt eu? Să știți că întrebarea aceasta, până la urmă, le face cinste. Pentru că ei s-au plecat asupra lor, s-au cercetat și au întrebat pe Domnul, nu cumva sunt eu? Trec peste detaliul acesta, de ce l-am amintit, tocmai pentru ceea ce am spus mai înainte. Am putea să învățăm de la Domnul Iisus cum să ne purtăm cu aceia care se poartă rău cu noi. Am avut la serviciu o perioadă în care m-am tot gândit cum să mă port cu cineva care, într-o anume situație, s-a amestecat într-o treabă, nu-l privea direct și s-a dus și m-a părât pe din dos, a spus ceva ce nu era chiar adevărat, dar nuanța. Și m-am tot gândit, oare cum să mă port cu unul acesta, cum să mă port cu unul acesta? Am avut două zile în care m-am luptat cu mine însumi să nu-i spun vreo vorbă, să nu-l pun la punct, să... Și m-am gândit la Domnul Iisus, care s-a purtat cu Iuda, cu vânzătorul lui, așa de frumos, încât nimeni n-a putut să vadă vreo diferență. Și am zis, ucenicii Domnului, așa trebuie să se poarte și ei. Și așa trebuie să ne purtăm și noi. Nu vă așteptați ca lumea din jur să ne trateze cu mănuși. Nu vă așteptați să fim întotdeauna apreciați. Nu vă așteptați să fim tratați în modul cel mai cinstit posibil. Dar indiferent cum suntem tratați, noi ar trebui să răspundem așa cum a răspuns Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta. O a doua descoperire era legată de sărbătoarea aceea. Aș vrea să vorbesc scurt și despre această descoperire, dar este totuși un lucru important. Mântuitorul Iisus a luat în mâinile sale sfinte în seara aceea o azimă din acelea care erau pe masă. A binecuvântat-o, a mulțumit Dumnezeu aflând-o și apoi le-a spus, luați toți și mâncați din ea, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Și apoi, câteva clipe mai târziu, a luat și un pahar. Și după ce a binecuvântat rodul viței din paharul acela, s-a apropiat din nou de ucenicii săi și le-a spus, luați-l și împărțiți-l între voi, beți toți din el. Este sângele meu, este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Despre ce descoperire era vorba? În ultima vreme, Mântuitorul Iisus le-a spus ucenicilor săi în repetate rânduri că se va duce la Ierusalim, că mai mari poporul iudeu vor unelti împotriva lui, că îl vor aresta, că îl vor judeca pe nedrept, că îl vor da pe mâinile romanilor, că îl vor omorâ și apoi a adăugat că a treia zi va învia. Ucenicilor le-a spus în repetate rânduri că el va fi omorât prin mâinile romanilor de către mai mari poporului iudeu. Ăștia sunt responsabili. Dar ucenicii au auzit cuvintele acestea și n-au prea vrut să le primească. La un moment dat, Petru a reacționat și a zis, Doamne, să te ferească Dumnezeu să-ți întâmple una ca asta. Și Domnul a mustrat, dar Petru n-a renunțat la gândul lui. Pentru că, vedeți, și atunci când a fost în grădină, cu gând să-l apere pe Domnul, a pus mâna pe sabie și a lovit. Ar fi vrut ucenicii cu orice preț să evite moartea Domnului Iisus. Și probabil în gândul lor, de multe ori se vor fi întrebat de ce e nevoie să moară El, n-a făcut rău la nimeni, atâta bine cât a făcut El. Când Domnul Iisus a intrat triumfal sau festiv în Ierusalim, probabil că ucenicii și-au spus în gândurile lor, iată că planurile s-au schimbat, e o atmosferă de sărbătoare, îl simpatizează poporul, cine să ridice mâna asupra Lui? Dar nu a trecut decât câteva zile de la intrarea festivă și până la osândirea Domnului Iisus. În zilele acelea, ucenicii s-au întrebat mereu, oare de ce trebuie să moară? Și în seara aceea, Mântuitorul Iisus, când a frânt azima și când a binecuvântat paharul cu rodul viței în el, le-a spus despre azimă că reprezintă trupul lui care se dă pentru ei și le-a mai spus că rodul viței simbolizează sângele lui care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. În seara aceea, Domnul Iisus le spunea că El va fi jertfit pentru ei. Nu le-a spus până atunci lucrul acela. Atunci le-a făcut de cunoscut. În seara aceea, le-a făcut de cunoscut că jertfa Lui era necesară pentru ei. Cu privire la aceste lucruri, aș vrea să mai lămuresc un aspect. Stă scris în Evanghelie că sângele Lui se varsă pentru mulți.
Iar Ioan când își scrie mai târziu epistola, în prima epistolă, în capitolul al doilea, versetele 1 și 2, el face o precizare care pare să intre în contradicție cu ceea ce citim în Evanghelie. El spune că el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Atunci cum vine vorba asta? Pentru mulți sau pentru ale întregii lumi? Dacă le așezăm corect, aceste două afirmații nu se bat cap în cap, ci se completează. Jertfa Domnului Iisus este suficient de valoroasă ca să îi facă ispășire pentru păcatele lumii întregi. Indiferent câte ființe omenești vor fi trăit pe planeta aceasta și indiferent câte vor mai trăi de aici înainte, indiferent cât păcat se face în lumea aceasta, jertfa Domnului Iisus este o jertfă desăvârșită și este suficientă ca să facă ispășire pentru toate păcatele omenirii, slăvit să fie Domnul. Însă, în același timp, este adevărat și ce au spus evangheliștii, că s-a vărsat pentru mulți sângele Lui. Pentru că măcar este o jertfă atotcuprinzătoare, de ea vor avea parte nu toți oamenii, ci doar aceia care cred în Domnul Iisus. Un alt lucru pe care Domnul l-a dezvăluit în seara aceea a fost că sărbătoarea lor, Paștele și tot ce avea legătură cu sărbătoarea aceasta, își va găsi împlinirea în viitor, în Împărăția lui Dumnezeu. Am obișnuit cândva să spun că cina Domnului era împlinirea sărbătorii Vechiului Testament, a Paștelor evreiești. Însă, când am înțeles acest aspect despre care vă vorbesc acum, am realizat că cina Domnului este, de fapt, o punte de legătură între trecut și viitor. Mântuitorul Iisus le-a spus ucenicilor Lui, nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui meu. Binecuvântat să fie Domnul! Le-a vorbit despre viitor. Le-a descoperit ceva despre viitor. Și le-a mai descoperit un lucru și cu aceasta mă apropii de încheiere. Le-a mai descoperit că în noaptea aceea se va împlini o profeție făcută în vechime prin Zaharia. În Zaharia, capitolul 13, găsim scris, scoală-te sabie și lovește pe tovarășul meu. Cuvintele acestea, Domnul Iisus le-a nuanțat puțin diferit, dar fără a le schimba sensul. În noaptea aceasta se va împlini profeția care zice, lovește păstorul și oile turmei se vor risipi. Și în contextul acestei profeții, Domnul le spune, cu voi se va împlini profeția aceasta. În noaptea aceasta vor ridica mâna asupra mea și voi vă veți îmbrăștia și mă veți părăsi. Și ucenicii s-au uitat unii la alții. Și dacă la început s-au întrebat, Doamne, nu cumva sunt eu cel care te voi vinde? Acum toți au spus într-un glas, Doamne, nu te vom părăsi. Nici vorbă de așa ceva, vom merge cu tine până la moarte. Și Petru, mai tare decât toți, a spus, Doamne, dacă toți ăștia la 11 ar fi în stare de o asemenea faptă infamă să te părăsească, eu vreau să știi că pe mine poți conta. Eu pentru tine voi merge chiar și la moarte. Și Domnul i-a dezvăluit și lui Petru un lucru. Cât te poți încrede în firea pământească? Cât te poți încrede în făgăduințele omului? În noaptea aceasta, a spus Domnul, tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Și s-a împlinit și lucrul acesta. Aș vrea să rămânem la contextul acesta al cinei. Azima care se frânge în mijlocul nostru reprezintă trupul Domnului Iisus. Țineți minte că trupul Domnului Iisus a fost dat pentru noi. Vom avea în mijlocul nostru paharul peste care se va cere binecuvântare. Și rodul vieții din acest pahar reprezintă sângele legământului celui nou. Sângele acesta a fost vărsat pentru vina noastră. Aș vrea să țineți minte lucrul acesta și pentru atitudine de mulțumire și de adâncă recunoștință să ne apropiem, să întindem mâna. Ne vom pleca pe genunchi la rugăciune. Știu, timpul este înaintat. Ne vom pleca pe genunchi la rugăciune. Vreau să-i mulțumim Tatălui Ceresc pentru această lucrare minunată. În același timp vreau să-i mulțumim Domnului Iisus pentru marea dragoste pe care a avut-o față de noi. Îl vom ruga să ne curățească pe deplin și să ne ajute să ne împărtășim în chip vrednic. După ce se va încheia această rugăciune, care va fi o rugăciune comună pe genunchi,
Cu fratele Mircea ne vom ruga pe rând pentru azima și pentru rodul Luisei, cerând binecuvântare, iar apoi vom trece la oficierea propriu-zisă, cei care se împărtășe de munte, cerând chiar ceilalți se ridică și ocupă locurile scaune. Ne plecăm în rugăciune.